Să să fie Domnul! Doresc să stau smerit în fața dumneavoastră celor care mă ascultați și doresc să vorbesc despre un profet al Domnului foarte mult iubit de Israel, foarte iubit de slujitorii lui Dumnezeu care înțeleg lucrarea lui Dumnezeu cu privire la vremurile viitoare, vremurile actuale, cu referință și reverberase în vremurile viitoare. Este vorba de profetul Ilie. Vreau ca mesajul meu acum să-l intitulez Profetul Ilie, om al rugăciunii. Pentru că rugăciunea este aceea care ne formează, ne dezvoltă și ne dă perspectiva de a fi capabili, de a fi la îndemâna lui Dumnezeu, ca slujitori, în vremea în care trăim. Pentru că le trăim niște vremuri grele. Și fără rugăciune, fără a fi oameni ai rugăciunii, nu avem șanse să stăm, să rezistăm, să facem față încercărilor care vor veni. Profetul Ilie e personajul cheie, dacă vreți, care are reverberații și până și în, în, Apocalipsa, în pragul, în pragul necazului celul mare, Apostolul, profetul Ilie este personaj che dorit și cunoscut de întreaga creștinătate În scopul acesta doresc să citesc câteva versete reprezentative la mesajul pentru care vreau să-l pun înaintea noastră din uh, unul 1 Împărați, capitolul 17, vreau să citesc prima dată câteva versete. Ilie unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab, Viu este Domnul Dumnezeului lui Israel, al cărui sunt. Când Că anii aceștia, nu va fi nici roă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnul a vorbit lui Ilie cu aceste cuvinte. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul cherit care este în fața Iordanului. Vei bea apă de în râu și a, așa și am poruncit să te hrănească acolo. Vreau în continuare să citesc în verset, capitolul 18 câteva versete la fel. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an. Deci, repet, al treilea an. Du-te, înfățișează-te înaintea lui Hap, ca să dau ploaie pe fața pământului. Și Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Vreau de asemenea să mai citesc din, din capitolul tot 18, versetul 41 și câteva scurte în jos. Apoi Ilie a zis lui Ham, suiete de mănâncă și bea, că ți-aude vuie de ploaie ce îmi place mie la Elie este că, la porunca lui Dumnezeu, Elie ascultă de două porunci mari. Porunci. Nu este porunci mari sau mici, da? Este două porunci capitale, dacă vreți, pentru etapa slujirii lui Ilie Una este: DUTE Veset din capitolul 17 spune așa. Pleacă de aici și îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul cherit. Prima întrebare la care Elie spune, după ce se înfățișează în fața lui aha, aha, pentru că Dumnezeu știe consecințele secetei, lipsei de ploaie și îl îndrumă. Pleacă de aici și ascunde-te. A doua întrebare, poruncă, pe care i-o dă Dumnezeu lui Ilie, de data aceasta, dute-te du și înfățișează-te înainte lui Hab ca să dau o ploaie. Una pleacă de aici, Ilie... Și ascunde-te. A doua care îi se spune porunce, înfățișează-te înaintea lui Hab. Deci, iubiții mei, Dumnezeu care cunoștea ce avea de gând să facă, ce avea, ce avea pentru popor în această secetă grozavă de trei ani și jumătate. Ce aș vrea eu să înțelegem noi, perioada în care Ilie ajunge în fața lui Ahab este, este în anul în care Dumnezeu începuse cu șase luni seceta înaintea, înainte de a se prezenta Ilie la Ahab. Trecuse șase luni de secete în timp de șase luni de secetă, Dumnezeu îi poruncește să meargă la Ahab la casă, să se bocăiască el cu povorul lui. Să înțeleagă că seceta aceasta e o consecință a neascultării și a idolatriei în care Ahab și casa lui, preună cu Izabela, au adus asupra poporului. E, vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos în Luca 5 cu 24 spunea că în vremea lui Ilie Dumnezeu a închis cerul timp de trei ani și jumătate. Vă spune ceva acest trei ani și jumătate? Ilie în al treilea an ascultă de porunca Domnului, du-te și te înfățișează lui Ahab. Deci trecuse șase luni, el, în anul al treilea se duce la porunca Domnului să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Deci ceea ce mă face că șase luni de zile secetă, poporul suferi se grozavă. Ilie se duce la porunca Domnului la Cherit. Cherit înseamnă, în termen, în numire așa etimologic, înseamnă uh, zdrobit bucată cu bucată. Să se ascundă la părâul Cherit. Deci începe pregătirea lui Ilie pentru misiunea lui profetică. Pune cuvântul lui Dumnezeu că el, Ilie, a înțeles de la Dumnezeu că vine un corb și îl hrănește cu pâine și carne. Apa o să bea din părâu cherit. Seceta fiind foarte mare, să scoală, mă gândesc, Ilie, într-o dimineață și să uită pârâul o secat. Acum vedem, iubiții mei, că nici corbul primul animal care îl vedem din Geneza 8, prima pasăre pe care Dumnezeu înfățișează în Biblie corbul, nu-i mai aduce nici carne, nici pâine. Normal. Ce-ar folosi lui Ilie să-i ducă carne și pită dacă nu are apă? Că fără mâncare, ca, mâncare așa mai poți să rezist, dar fără apă nu pot. În clipa aceea Dumnezeu se îngrijește de Ilie și poruncește. Du-te, acum la Sarepta care se ține de Sidon. Adică un Fenicia. Fenicia de astăzi, o femeie păgână. Dute că am poruncit ca această femeie, văduvă, să te hrănească. Și îi ascultă. Asculte. Primul lucru de care ascultați, a ascultat s-a dus la părâul Acolo se ceta la îndepărtat de a avea cele necesare, la privat, de cele necesare. Acum se duce la sarepta. Aflând că acolo o văduvă o să-l hrănească. Acum observați dumneavoastră, ajunge Ilie la sarepta de, de, care ține de Sidon. Și la poarta cetății, vă rog cu mare atenție să, să, să privim aici la aspectul lui Ilie să uită, să uită la poarta așa, să vadă unde este femeia despre care îi pornește Dumnezeu. Dintr-o dată o vede că adună niște vreascuri. Ce s-a fi gândit Ilie? Asta e femeia, asta e vădova, adună vreascuri. În clipa în care se uită la această femeie, îi vorbește. Dă-mi, te rog, din mâna ta un pahar cu apă. Să beau niște apă. Stă se așteaptă să vadă dacă femeia ascultă sau nu ascultă. Dintr-o dată, să caută să meargă. Ilie, din nou, te rog frumos, fân și o turtă să mănânc din mâna ta. Femeia, când aude pe profet. Deci, viu este Domnul și viu este sufletul, că nu am nimic în afară de un pom de făină și puțin un de lemn în vas. Am a... gândiți-vă dumneavoastră dacă ați fi în situația de ce Dumnezeu m-a trimis la o, la o femeie care nu are ce mânca. Să mă întrețină și pe mine. Ea nu are decât un pom de făină și puțin un de lemn într-un vas. Dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu îl face pe Ilie să zică, fă după cum ai spus. Atunci femeia, văduva, zice, nu bine, am să fac, mă duc, am să fac pentru mine și pentru fiul meu și apoi vom muri. Ilie când a auzit așa ceva omului Dumnezeu, omul rugăciunii, omul în prin care Dumnezeu avea în de gând să facă mari spre Deci, uh, da, fă așa, dar dăm întâi mie să mănânc și după aceea vei mânca și tu. Făina nu s-a terminat din vas, uzi și unde lemnul de asemenea și vine femeia, dar spune că dăm întâi mie. Și femeia e de acord. Vă duc de acord. E, uitați-vă dumneavoastră ce credință la această văduvă. Să-i dea întâi prioritar lui Ilie. Și era, au fost de acord. E, vă pune eu întrebare acum, noi am fi capabili să, să, fim altruiști, cum căuta să, căuta, să facă această văduvă? Asta înseamnă că văduva aceasta era o slujitoare, o femeie care într-adevăr iubea pe Dumnezeu și ținea foarte mult la omul lui Dumnezeu care îi venise în întâmpinare. Ei se duce și face așa. ei spune că multă vreme, multă vreme, a avut ce să mânce ea, fiul ei și Ilie. Și Ilie. Dintr-un pum de făină și puțin unde lemn în vas. Da? Ce e mai interesant este faptul că trecuse cu al doilea test, primul cheritul, al doilea văduva. Intervine altă problemă, a treia problemă. Îi moare fiul văduvei. Singurul sprij, sprijin al văduvei. Și acum vine văduva înainte omului Dumnezeu, fața lui Ilie și zice, omule al lui Dumnezeu, ai venit la mine și ai adus aminte lui Dumnezeu de păcatul meu. Păcatul meu, Lucul acesta este mare, mare că și-o exprimă dorința, ca a fi păcătoasă. Și ai adus ca copilul meu să moară. Ai făcut ca copilul meu să moară. Când aude Ilie, altă problemă. Vine Ilie în întâmpinarea acestei văduve și spune: Unde este fiul tău? Și îl ia de la sânul ei și îl duce în odaia lui sus, unde găzduia el, de fapt, la văduva aceasta. Și în timp ce el îl duce pe brațe sus, în odaie, se pune și se roagă lui Dumnezeu, știind că Dumnezeu l-a ascultat la părâul cherit, Dumnezeu l-a ascultat la hrana care o asigurase prin ajutorul făinei și lemnului. Acum a fost convins că Dumnezeu îi va, îi va asculta și rugăciunea pentru întoarcerea sufletului acestui copil în trupul lui. Îl duce sus și se roagă pentru el. Se roagă. Și în clipa în care... Ilie să roagă Domnul, Dumnezeu întoarce sufletul băiatului în trupul lui. Și vine Ilie, vine Ilie cu copilul și îl dă mamei iată fiul tău. No, mei, trei evenimente petrecuse Ilie acolo în timpul secer acestei teribile care s au bătut asupra țării Israel. Trei, trei, probe la care a fost supus Ilie și în toate acestea el s-a rugat, a stat înaintea lui Dumnezeu și a dat virință. E, s-a apropiat sfârșitul secetei, s-a Activitatea lui particulară începe să se să încheie, să-și finalizeze activitatea personală, personală, adică privată, în ascuns, în ascuns. În taină, în ascuns. E, acum mai vorbește Dumnezeu în capitolul 18 despre. Nu, acum Ilie ești pregătit, dute și te înfățișează înaintea lui Ahab ca să dau ploaie, îi spune Dumnezeu. Să-i dau ploaie peste țară. Tu ești pregătit pentru a duce mai departe lucrul acesta. Deci prima problemă este formarea personală. Acum să nu vă închipuiți dumneavoastră că, personală, că activitatea publică putem fi cum să zic eu așa, pregătiți pentru activitatea publică dacă nu suntem pregătiți în perioada particulară, personală. Ei, ca să avem activitate publică, nouă ne trebuie activitate personală. În taină, în ascuns, cu Dumnezeu. Fără o pregătire tainică, în ascuns, viața publică nu se poate. Nu se poate. Dumnezeu îi spune, după ce tre cele trei probe de încercare a lui Ilie, destoinic, a lucrat într-un mod deosebit, a păstrat viața femei și a păstrat viața lui, a copilului. Acum, lucrarea lui Dumnezeu trebuie să extindă și public. Și public îi spune, du-te și înfățișează înainte lui Ahab, că vreau să dau ploaie. Și acum Ilie se duce la poruncă, după poruncă, domnul la, e, e, la Ahab. Acum îmi trimis Dumnezeu că după cuvântul meu urmează ploaia. Urmează să-ți să, să dau ploaie, dar o condiție îți cer, îi spune, îi spune Ilie lui Ahab. Adun poporul la Carmel. Dacă vrei, dacă vrei, să dau ploaie, urcă poporul pe Carmel. Pri, adu și cei 850 de proroci, Avali și arsartei. Adu și pe ăștia. Crede, credeți că a refuzat Ilie să facă lucrul ăsta? Pentru că abia aștepta să vină ploaia. Și ca să vină ploaia, trebuia să asculte de Ilie. Și în condițiile astea, urcă poporul pe muntele Carmel. Tot poporul lui Israel urcă pe Carmel. Dar urcă și prorocii idolatrii, cei 850. Ei urcă. Și acum Ilie în fața testului public al lui Israel. Acum vă rog, urmăriți atitudinea lui Ilie ca om al lui Dumnezeu, om împuternicid de Dumnezeu pentru împlinirea unei misiuni de a deschide cerul după cuvântul Domnului. Și acum Ilie condiționează, condiționează aducerea ploii, deschiderea, așa, deschiderea cerului pentru a ploa, de judecata și clarificarea pentru popor să cunoască care este adevăratul Dumnezeu. Că ei erau confuzi. Poporul întreg, datorită confuziei, idolatriei în care a dus Ahab și Izabela, poporul nu mai știa, nu mai cunoștea pe adevăratul Dumnezeu. Acum el îl supune unui test. Și acum îi spune lui Ahab, nu, no, știi ce? Aduceți-mi doi jungi. Unul pentru prorocii lui Bal și unul pentru altarul Domnului Dumnezeu lui Israel. Și într-adevăr, Ilie se conformează. A, a, pune lemne prima dată, zice, tăiați voi junchiul, unul din ei. Și îl taie. Și e, poporul strigă, poporul, idolatru, Ilie, îi provoacă, îi provoacă pe evrei, așa, să strige și pe prorocii lui Bar, să strige la Dumnezeul lor să aprinde jerfa. Și strigă până aproape de seară. Până aproape de perioada gerfe de seară. În condițiile acestea, vede că Dumnezei, Dumnezei balilor și asta nu răspunde la chemarea lor. Acum se întreabă, na, dacă Dumnezeul vostru nu a, nu a răspuns cu foc, acum apropiați-vă de mine, zice Elia, către popor. Și poporul s-a apropiat de el. Nu, acum tăiați joncul peste lemne, tăiat spuneți juncul, și spune Cuvântul Dumnezeu că Ilie adres altarul cu cele 12 pietre ale seminției lui Israel. Și nu-i destul că adresează altarul. Asta înseamnă motiv de oglindă a poporului evreu a mesajului transmis prin cele datorită celor 12 semințialului. Adică întregirea, unitatea, a creat unitatea izraeliană prin cele 12. Și mai mult decât atât, a poruncit în condițiile astea de secete. Două întrebări imposibile dacă vreți să, să înțelegem lucrurile. Adică să aducă doi junci, să-i taie, să-i sacrifice, să-i pune pe altar și să arunce câte patru vedre de apă peste jerfă. Patru verbe de trei ori. Deci încă o dată 12 12 12 ori. patru vedre de câte trei ori până s-a umplut șanțul din jurul altarului. Și acum urmează proba. Ilie se îndreaptă spre Dumnezeu și cere să coboare foc din cer să coboare foc din cer. Nu la întâmplare la Ilie îi se, îi se zice de crește că este prorocul focului. De ce? Pentru că e omul care s-a rugat lui Dumnezeu pentru a aduce foc să mistuie jerfa. Să mistuie jerfa pe altar. Nu la întâmplare Dumnezeu ridică, cu, ridică la cer într-un car de foc. Ca semn, ca oglindă și ca mesaj pentru că Elie a fost un om la care Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a iubit și la Dumnezeu la care s-a referit și va rămâne în continuare un profet de nivel deosebit în slujirea poporului și aducerea poporului la adevărata credință, la crearea unei unități a credinței în Dumnezeu. Și în condiția Dumnezeu răspunde prin foc. Absorbe până și apa din jurul altarului, și în condițiile acestea poporul strigă, strigă. Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu este Domnul. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Acum Ilie poruncește un lucru deosebit. Nu, acum știți ce? Ca să răspunde Dumnezeu să vă dea apă, trebuie judecate. Trebuie să vii supus judecăți. Acum prindeți toți cei 85 de, 850 de proroci ai balilor și astatei, în fața întregului popor astfel Dumnezeu va considera uh, ispășire păcatul vostru prin moartea acestor preoți ai, ai balilor și astateilor uh, 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 Ahab nu zice nimic nu mai are putere să zică nimic a acceptat ca toți prorocii lui și să fie sacrificați ca să învale în vale. E, acum urmează binecuvântarea. Abia acum aduce Dumnezeu binecuvântare ploaia peste. Și acum îi spune slujitorul său. Urmează, du-te, ieși pe munte sus și vezi dacă apare nori și se apropie ploaia. Și de șapte ori să roagă Ilie cu capul între genunchi. Ascultați-mă bine, cu capul între genunchi, să coboară Ilie și cere, cere ca ploaia, seceta să înceteze și ploaia să apară. Mă trimite vorbă lui Ahab, nu dute și mănâncă că vine ploaia. Ei, consecința este, într-adevăr, ploaia a venit ca, ca, mod de pocăință și de ispășire a păcatelor poporului evreu. Acum, într-adevăr, Dumnezeu a făcut prin acest profet deosebit de iubit de el, să aducă unitatea poporului și credința în Dumnezeu. A făcut ispășire pe muntele Carmel și Dumnezeu a acordat, a adus, a dacă vezi, prin ploaie, binecuvântarea și rezultatul ca poporul să nu moară, de foame și de sete și astfel poporul lui Dumnezeu a devenit și Ilie, la rândul său, a fost recunoscut ca un profet prin care Dumnezeu s-a proslăvit și numele lui a devenit pentru evrei și pentru națiunea, națiunea evreiască profetul deosebit de apreciat credinciosului Dumnezeu aducând, aducând trezind spiritual la adevăratul Dumnezeu întreaga națiune idolatră necredincioase și păcătoase. Dumnezeu să ne ajute ca prin viața noastră de rugăciune, în mod particular, să ne dea putere ca în perioada activității publice să fim însoțiți de credință și putere. Deci, în concluzie, binecuvântarea nu va putea să vină până nu este sfârșire de păcate ispășire odată și în al doilea rând până nu este o viață particulară, individuală, în credință, în ascultare de Dumnezeu în viața. Deci rolul cel mai mare în activitatea publică o are un suflet și o inimă care a, care a slujit în particular, în particular credința și o viață spirituală izvorâtă din stat înaintea lui Dumnezeu parcursă viața de slujire prin rugăciune asemenea lui Ilie ca om al rugăciunii Dumnezeu s-a proslăvit și poporul e liberat de sub idolatrie facă Duhul Sfânt ca și noi prin activitatea noastră particulară personală să ne formăm din punct de vedere al ucenicilor a Domnului ca atunci când ne deschide în gura public Dumnezeu să însoțească cuvântul lui din partea noastră, amin.